Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Am invitat în studio o profesionistă a justiției, Monica Macovei. Stimată doamnă, pentru dumneavoastră mi-am pus această jachetă de camuflaj, pentru care nu găseam un invitat potrivit și... Iată-l! A sosit! Ce vrea să semnifice jacheta asta? Ce credeți? Probabil o parte din trecutul meu în zone, să le spunem, războinice sau, în fine, de... construirea păcii după războaie. Gen Bosnia, Sarajevo. Bosnia, Herțegovina, Kosovo. E un titlu, facerea lumii, lumile în facere. Da, locul din care după războaie nu mai există instituții și trebuie reconstruite sau construite și în care există o astfel de consumație, am avut și eu, și da? În care riscul este să calci pe o mină. Dar acolo am învățat foarte mult și am dobândit și putere. Trecând prin foarte multe pericole, nu mai îmi pasă despre ce mi se spune acum, că mi se poate întâmpla sau... Nu. Când faci fiecare pas și te aștepți să sari în aer... Ați văzut vreo nu-ți bombă? Mai pasă. Când te duci la grop comune și participi la dezgropare cadavre, bucății, grop comune, nu-ți mai pasă de ce-ți spune. Ați participat? X. Da. Dar toate astea adaugă în tine, schimbă în tine. Întâi am fost în Kosovo, în 99, imediat după bombardamente. În misiunea OSCE și am învățat să fac bugete, am învățat să lucrez cu oamenii, am învățat care sunt principiile pe care trebuie să construie justiția, am învățat să scriu scurt, că la noi e o problemă, toată lumea scrie mult și lung și vorbește mult, iar apoi în Bosnia am lucrat ca expert pentru reformele justiției, pentru Consiliul Europei. Dar jacheta asta de camuflaj face trimitere nu numai la Bosnia și la Sarajevo, face trimitere într-un fel și la ideea de procuror, pentru că ați fost până în ce an? Procuror până în 90? Până în 97, din 82. Am citit toată noaptea despre dumneavoastră și am văzut rar un om atât de iubit și atât de urât în același timp. Se pare că în ceea ce vă privește, cale de mijloc nu există. Unii vă urăsc teribil. Asta apropo de procuror, că vă numesc procuror comunist. Asta apropo de politician, asta apropo de lupta anticorupție și de încercarea pe care o fac de a reforma clasa politică. Eu sunt un om normal și ca atare... Cred că ăsta e tratamentul pe care mi-l doresc. Normalitatea e un ideal, nu vă amăgiți. Uneori da, normalitatea sunt un om normal un lux. Care dintr-o întâmplare am ajuns în politică și de asta sunt și mult diferită de colegii politicieni din România. E adevărat, asta a fost senzația privitorului de departe, că erați un om aterizat de undeva în politică. Făceați notă discordantă cu peisajul. Dumneavoastră trimiteți la ora asta, apropo de notă discordantă cu peisajul, nu la albă ca zăpada, ci... Mai degrabă, știți la cine? Nu. La Scufița Roșie. Scufița Roșie în pădure, părăsită până și de lup și te întreb ce o să facă, încotro o să o apuce. Sunt o persoană previzibilă. Nu mă întrebați cine e lupul? Lupul e pândește, pe după copac sunt mulți lupi care pândesc și care lupul stai numai și unul. Calea. Lupul e numai unul. Nimic despre lup. Nu întreb cine e lupul, dar, repet, sunt o persoană previzibilă și mi urmez obiectivele. Obiectivul major e reforma clasei politice. Un obiectiv necesar pentru această țară. Se fură foarte mult, e multă corupție, asta aduce sărăcie. Iată, o știre dintr-un ziar. Monica Macovei vrea o pușcărie pentru toată România, unde doar ea și prietenii ei să fie afară. O știți? Da, o știu. Ani este o domnișoară de centură și trebuie tratată ca atare. Avem aceste declarații de avere de pildă... publice. Cineva trebuie să le verifice. Cine da. Le verifică? Da, am creat ANI, Agenția Națională de Integritate, care verifică declarațiile de avere pentru toți membrii Parlamentului, Guvernului, funcționarii publici, judecători, procurori, vameși, polițiști, oameni care sunt în serviciu public, am plătiți înțeles. Din banii noștri. Dar sunteți conștientă că marele public și-a pierdut încrederea în această foarte anii? Rău. Marele public trebuie să susțină acele instituții care sunt în serviciu marelui public. Dați-mi un exemplu concret în care ANI a prins în năvod un pește mare. A prins mai mulți pești, ei sunt însă în fața instanței de judecată, ANI nu poate lua decizii, ANI face verificări și trimite la instanța de judecată. V-am invitat nu diferența. Să discutăm despre domnișoara ANI, ci să discutăm despre doamna Monica Macovei. Nu vreau ca emisiunea să o facem pentru actualitate, nu e o emisiune electorală, nu vreau să fie nici pentru prieteni, nici pentru dușmani. Vreau să fie pentru cine credeți. Pentru oamenii normali. Nici pentru oamenii normali, știți de ce? Pentru că suntem în țara lui Caragiale. În țara în care cetățeanul turmentat o simpatizează pe cine?
Pecoana Joițica. Pecoana Joițica, am crezut că în realitatea noastră românească. Nu, da. Pecoana Joițica. De ce? Pentru că e damă bine. Dar dumneavoastră ați pus-o chiar pleșu. Sunteți în primul rând un samurai fragil, imensa. Dar am ca armă precizia. Precizia contează mult mai puțin decât să poți juca la o adică pe Coana Joițica, ori dumneavoastră n-ați putea fi distribuită în Coana Joițica. Niciodată, dar voi folosi precizia. Vă propun să facem un test pe care l-am mai făcut și cu alți invitați. Chestionarul lui Proust. Se cheamă așa pentru că Proust a răspuns la el. E un fel de oracol care poate fi nobilat de răspunsurile omului. Principala dumneavoastră trăsătură de caracter? Încăpățânarea. Calitatea pe care o preferați la un bărbat? Onestitatea. Dar la o femeie? La fel. Ce prețuiesc mai mult la prietenii mei? Tot onestitatea. Principalul dumneavoastră defect? Mă enervez prea repede. Și păreți atât de calmă. Ridic tonul. Nu se întâmplă de asta, se întâmplă. Când erați ministru, ridicați tonul nu numai spre subalternii din Ministerul Justiției, vă întreb, și vi s-a întâmplat să ridicați tonul și în sus? Mai ales, sigur că da. Dar de pildă la Traian Băsescu n-ați ridicat tonul niciodată? N-am ridicat tonul, am avut discuții în contradictoriu, dar n-am ridicat tonul. N-a fost să fie. Dar la Tăriceanu, care v-a fost prim-ministru? Da, și pot să vă spun și de ce. Când a fost cercetată penal prima persoană din guvern, a fost un fel de stare de șoc în guvern, o noutate pentru România. Și atunci premierul Tăriceanu mi-a spus că trebuie să găsesc o cale prin care să-l informez înainte. Și am spus, nu există o astfel de cale, nu voi căuta, nu se poate. Sau au fost momente destul de dese în care mi se cerea să semnez diverse documente, să le avizez pentru legalitate, în opinia mea nelegale, neconstituționale, porcării prin care se furau bani. Și probabil miniștrii, vă întreb, semnează ca popa, cum s-ar spune? Unii da, alții nu. Ilegalitățile se întâmplă așa, începe ședința de guvern și vine un ministru și spune, hai te rog, semnează asta, totul e legal. Doar că n-am avut timp să trimit înainte la serviciu de avizare, să verifici, totul e legal și garantez eu. Ăsta e un semn că nu e legal și că nu trebuie să semnezi. Se încearcă această învăluire și semnat pe colțul mesei, da. Ce urâți cel mai mult? Prefăcuții și mincinoșii. Tocmai de ce v-au acuzat din propriul partid, citez, Monica Macovei face probă de ipocrizie sau nu știți? Le uit, le dau în spate, da, le uit cu timp. Le șterg. Nu, le șterg. Pentru mama a fost mai greu. Eu după o lună de zile am fost absolut imună, da. M-au insultat, m-au înjurat și în guvern și în multe locuri. Nu se atinge imună de mine. Eu văd de drumul meu. Pentru un pe politician, uit. Uitatul ăsta, credeți că e o calitate sau un defect? Pentru politician român, probabil că e un defect. Eu îl văd ca pe o calitate. Eu trebuie să privesc în viitor, trebuie să-mi pun obiective, trebuie să știu unde vreau să ajung, da? Unde vreau să duc oamenii. Că asta e rostul unui politician, nu? Să convingă oamenii să-i ducă într-un anumit loc. Cu X, condiția să vrea și ei să meargă acolo. Dacă-i convingi și le explici. Răzbunătoare nu sunteți. Nu sunt. Nu, pentru că sunt politicieni. Mai visez așa, mici răzbunări, dar nu sunt, nu sunt. Visați mici răzbunări. Mai visez, da. Eu cred în Dumnezeu. Și atât. Pentru că există totuși politicieni care dovedesc că nu uită și nu iartă și care, cum să spun, și o vorbă, se răzbună. Să le dea Dumnezeu dușmanilor mei cât mai multă bunătate. S-ar putea să fie o pedeapsă pentru ei. V-ați gândit vreodată, totuși, de unde atâta ură pentru dumneavoastră? Da, pentru că am încercat să... pentru că am zdruncinat stabilimentul. Rețeaua de crimă organizată impusă de partide, regulile, dacă ești mare businessman sau politician, nu se atinge nimeni de tine, niciun judecător, niciun procuror, niciun polițist. Am zdruncinat asta. De asta ura. De asta am și fost dat afară din guvern. Bine, a plecat toată fracțiunea PDL din guvern. Ne-a dat afară. Să fim serioși, deci ne-a dat afară. Tăriceanu a cerut PDL-ului să renunțe la mine, să-mi retragă sprijinul politic. PDL-ul a refuzat și Tăriceanu a zis, atunci plecați toți. Deci ne-a dat afară din guvern. Și eu vă spun, datorită DNA. Deci nu mai suportau să fie cercetați penal. Am stat două luni fără slujbă și mi-am căutat slujbă și mi-am găsit. M-a angajat guvernul britanic ca să dau consultanță anticorupție premierului din Macedonia. Dar să epuizăm chestionarul lui Proust. Îndeletnicirea dumneavoastră preferată? Să muncesc, să citesc. Fericirea pe care vă visați? Sunt câteva visuri. Să stau între brazi și să scriu și să fiu liberă și să fac ce vreau. Ce să scrieți?
ce-o fi să scriu atunci? Nu vreau să spun să scriu memoriile. Una e să scriu un rechizitoriu, una e să scriu o poezie. Care scriu memoriile. Ce se întâmplă la noi mi se pare total imoral. Vor să retranscrie istoria, vor să o scrie altfel decât așa cum s-a întâmplat. Sau cel puțin așa cum o văd eu. Să zicem... vor să lase viitorului practic niște minciuni despre acești 20 de ani da. De istorie recent. Și muncesc mult pentru asta. Doar ei că nu prea alții. Le citește nimeni. Ei sau alții. Sper să nu le citească nimeni în și sfârșit. Nici generațiile viitoare. Deci, printre brazi, scriind... Recunosc că unor am intrat în Cărturești și am văzut astfel de volume și deasupra și am luat altele și le-am pus peste ele. A. Așa un gest copilăresc. Care ar fi pentru dumneavoastră cea mai mare nenorocire? Să nu mi-ating nici în proporție de 50% obiectivele. Mă refer la latura profesională. Acum cam la ce procent vă aflați? Cred că ceva mai jos, în jur de 30-40%, dar nu mi-am propus să mă opresc. V-a propus altcineva să vă opriți? Nu. Nici măcar colegii de partid? Nu, probabil că și-ar dori. Nu, că am decupat o pagină dintr-un ziar în care un coleg de partid spune să o luați și pe albă ca zăpada și să faceți un partid modern, domnule extraordinar, care va fi votat de toată suflarea din România care muncește, în sfârșit. Și zice, politica nu se face pe bloguri, se face la ușa omului. E adevărat că politica se face la ușa omului, trebuie să te duci, să-i spui ce faci, ce vrei să faci. Totul atunci, e să te și creadă este. Și să-ți deschidă ușa. Dacă ți-o trântește în nas... Mai bați încă o dată. Și pe mine mă dădea tărician afară din guvern să mă gândesc că un sfert de oră să stau singură pe holuri, să mă gândesc dacă semnez ceva. Și vă dădea și... afară să vă gândiți și? Și stăteam afară un sfert de oră, mă uitam pe pereți și mă întorceam și spuneam același lucru, nu semnez. Asta apropo de ușa omului. Te întorci la ușa omului. Traumatizată. Nu, m-am amuzat. La școală ați fost dată vreodată afară din clasă. Nu mi-am amintit. Deci iată, cu toate că ați terminat facultatea de drept a patra pe țară, memoria prima, uneori vă trădează. Da, prima? Da, am învățat, am considerat... Nu, ați fost șefa de promoție de la București? N-am fost șefă de promoție, a fost șefă de promoție o colegă care a avut terminat cu 10-50, ceea ce pare paradoxal acum, dar primeai 50 de sutim dacă avea activitate în organizația tineretului comunist. Ce am terminat cu media 10. Asta înseamnă 10 la toate obiectele. N-ați avut niciodată un 9? Am avut un 9 și m-am dus la mărire. Deci ați fost un copil ambițios, v-a plăcut să învățați. Și am învățat, da, cred că asta e datoria. N-ați fugit de la copil, școală, n-ați rămas repetentă. N-am rămas repetentă. Și nici nu sfătuiți pe nimeni să nu se omoare cu cartea, din potrivă. Deci a fost foarte interesant pentru mine să văd cum funcționează guvernul înăuntru și ce reacție au oamenii. Cum li se schimbă și fețele după câteva luni de guvernare. Devin foarte importanți. Ah, importanți. Devin importanți, abia își mișcă capul. Deci, serios, da? Nu-și mai care servieta, ridică din sprâncene, da. Nu vă înspăimântă câteodată gradul de perisabilitate imens al politicii? Nu, pentru că eu nu sunt esențialmente un om politic. Deci am o meserie. Dacă ar fi să vă rog să-mi dați măcar 3 nume de politicieni care și-au marcat istoria după 89, care ar fi acelea? Din păcate, unul dintre este Ion Iliescu. Cred că a fost un blestem pentru această țară. Văd că e o simpatie reciprocă. Am văzut că și Ion Iliescu vă simpatizează foarte mult. A ținut în loc tot ce înseamnă democrație, proprietate, drepturile omului, justiție. A împiedicat aflarea adevărului juridic despre revoluție și mineriade. Dar acum de atâția ani nu mai este Ion Iliescu și încă tot n-am aflat adevărul. Câți ani a stat la putere? Mulți ani de zile. În perioada asta toate probele, cum să zic, s-au atenuat, o parte s-au distrus. E mult mai greu să vii să faci probe după 20 de ani. Dar am fost și eu ministru justiție și știu că am spus prioritate la procurorii militari. Au dosarele Revoluției și Mineriadei. Și s-a lucrat în acea perioadă. După ce am plecat eu, nu s-a mai lucrat. Există o decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului recentă, din anul ăsta, care spune că autoritățile române nu și-au făcut treaba, n-au făcut o anchetă imparțială și corectă despre criminalii de la Revoluție. Măcar cu asta să rămânem. Ca să nu rămânem cu volumele astea scrise în care ni se spune că a fost o revoluție adevărată și că s-a tras din greșeală și că nu sunt criminali. Și n-a fost și o revoluție adevărată, totuși. Pentru fraierii ca mine sau ca alții care au ieșit în stradă. Dar nu, a fost o preluare de putere organizată. Haideți să ne aducem aminte, e un vid de putere și vin eu și-l umplu, da? Și organizez alegeri și promit că nu o să candidez. Eu asta mă amintesc despre domnul Iliescu. Să ne continuăm chestionarul. Locul unde ați vrea să trăiți? Îmi place în București, îmi place acasă. Cu toate că locuiți mai mult acum la Bruxelles. Da.
Pentru câtă vreme încă? Mandatul e până în 2014, dar vin de fiecare dată cu bucurie acasă. Acum chiar întrebări de oracol. Culoarea preferată? Albastru. Trebuie să spun negru. Nu! Dar apropo de asta, v-am întrebat înainte de emisiune cu ce culoare vă îmbrăcați. Și mi-ați răspuns, eu nu mă îmbrac decât cu alb, cu negru sau cu gri. Singur, dar așa sunt eu. Dar la figurat percepeți lumea tot în alb și negru? După felul în care eu sunt construită, da, mi-aș dori, însă știu că nu e așa. Și ca atare, nu o percep așa, da. Probabil că tind spre astfel de categorii. Când ne-am întâlnit, mi-ați dat un citat din Camil Petrescu despre din jocul elelor. Dreptatea este inumană. Era o întrebare, nu era o afirmație. Gelu Ruscanu replică? Da, are replica asta. Și dumneavoastră? A contat pentru mine atunci când am ales la ce facultate să merg. Eu învățam foarte bine și îmi plăceau multe obiecte. Îmi plăcea literatura. Mă gândeam să fac și medicină, mă gândeam și la mai drept. Ales că am văzut documentându-mă. Nu matematică, mama nu chimie, dumneavoastră a fost o excepțională profesoară de biologie la Liceul Caragiale, doamna Gherghescu Silvia, și care a meditat generații întregi de candidați la medicină. Da, e și autoarea unui manual de biologie. Și eu am mers acasă și am spus, eu intru oriunde, pentru că eu învăț. Hai să stabilim împreună la ce facultate să dau. Spre drept aveam această... Cred că era singurul motiv. Ce, replica lui Gelu Ruscanu, da, justiția e inumană? Da, să văd, să dar mă ce convinc. Aveați fascinație pentru ce? Pentru că dumneavoastră... Să mă convinc, să văd dacă e așa. Inuman îl citați cum? Faci dreptate și spui între A și B are B dreptate și să fie corect aplicată legea. Dar această dreptate legală să fie inuman în sine. Să nu țină seama de diverse elemente de natură umană și să faci o nedreptate umană. Știți că dreptatea legală sau juridică e cea stabilită pe probe. Nu e neapărat cea adevărată. Da. Dacă probele au reflectă realitatea, atunci cele două dreptăți coincid. Se poate să nu coincidă. Bun, și v-ați trezit tânără procuroare. Atunci nu v-a fost vreodată milă să puneți în aplicare justiția inumană? Da, poate că da, în anumite cazuri. Da, n-aș putea spune că mă caracterizează mila. Nu. Greșelile pentru care am cea mai mare indulgență? N-am indulgență pentru greșeli. Răspunsul unei procuroare, pur sânge. Astăzi nu m-aș mai face procuror. Dumneavoastră ați fost nu numai procuror, pe urmă ați fost însă și avocat și ați câștigat niște procese la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Cred că cea mai fericită perioadă din viața mea a fost cea în care mi-am petrecut nopțile, mai ales scriind plângeri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și câștigând procese. Bine, câștigul vine după ani de zile și acum am pe rol plângeri. Și acolo au voie să întindă la infinit? Acolo, din păcate, s-a schimbat procedura, să sperăm că o să meargă mai repede. Dar eu și anul acesta am câștigat un proces. Da? Făcut acum 8 ani de zile. 8 ani? Da. Și mult a fost pentru oameni bătuți de poliție. Cel pentru care am câștigat acum a fost împușcat în cap și n-a murit. Și trăiește undeva pe un câmp lângă Giurgiu. Într-o cameră stau toți. Calitatea pe care ați fi vrut să o aveți din naștere? Să asortez culorile și să găsesc armonia lor. Nu pot să fac asta. Am citit pe internet despre dumneavoastră că sunteți ceea ce se cheamă o mamă singură. L-ați crescut singură copilul? Da, dar mai corect este să spun că l-au crescut părinții mei. Mama, avem acest obicei în România de a duce copiii la bunici și eu am fost dusă la bunici la rândul meu. E adevărat unde? Că până pe la vreo 7-8 ani apoi am venit la școală în București, în Ardeal, în St. George Bay, în județul Bistrița Năsăud, lângă munții Ineului. Acolo am copilărit și acolo mi-a rămas sufletul și mi-am făcut toate vacanțele. Am văzut că sunteți de confesiune greco-catolică. Bunicii erau greco-catolici? Și mama și tata sunt greco-catolici? Mama. Bunicii de la St. George Bay ce făceau? Erau țărani, au trecut și ei prin comunism, le-au luat ce au avut de luat. De pe partea mamei erau țărani și de pe partea tatălui? Tot țărani. De unde tata? Tata din zona Giurgiu. Gherghescu, deci sunteți combinație de ardeleancă cu regățean. Și botezată greco-catolic? Nu, botezată ortodox. Și pe urmă, ce v-a făcut să treceți la greco-catolic? Decizia mea. O religie care a fost total interzisă. Episcopii în închisoare, iar apoi am văzut reacția bisericii ortodoxe la restituirea proprietăților și la refuzul dialogului și la toată atitudinea. Dar mi s-a părut fire să urmez religia bunicilor mei. Da, și am și reprezentat parohii greco-catolice la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și am câștigat și în instanță românești. Nu-și mai bat judecătorii joc de tine sau își băteau joc de mine, ziceau. Nu vrem să rezolvăm dispute aici Dumnezeu, nu vrem să ne băgăm între biserici. Nu se spune așa ceva. E un litigiu civil aici pe care trebuie să rezolvi. Și mama v-a crescut fiul, care câți ani are acum? 20. Deci l-ați născut după Revoluție și ați fost întotdeauna o mamă singură.
Da. Și o femeie de carieră. Da. Și fiul ce studiază acum? Studiază arhitectura în primul an, dar să știți că nu sunt convinsă că am făcut bine. Mi-a reproșat acest lucru în diverse momente. Că ce? Că l-am lăsat singur. Și când v-a spus așa, n-ați răspuns nimic. Cum pariu că a stăcut pentru că avea dreptate în felul lui. Orice explicații te-ai dus să muncești, să faci, nu există răspuns la întrebarea asta. Acum îmi dai sfaturi și atunci când ar fi trebuit să fii lângă mine, n-ai fost. Și atunci încerci să suplinești răsfățând, nu știu, cumpăr mai multe cadouri decât ar trebui. L-am luat cu mine un an la Sarajevo și a făcut clasa 5-a acolo și a fost foarte fericit că l-am luat cu mine și eu la fel. Am văzut într-un articol despre dumneavoastră că e povestită exact scena în care a sunat telefonul și în care vi s-a propus să fiți ministru justiției când erați la Breaza cu părinții de Crăciun într-o bucătărie. Spălam vasele. Și atunci ați primit un telefon și vi s-a propus să fiți ministru justiției, ceea ce v-a mirat teribil, nu? Și mama ce a spus? Mama a fost împotrivă. A zis, te duci, refuz politicos. Să ne întoarcem la pictori. Sărim de la una la alta. Exact. La procuratură nu se face la fel. Nu se sare de la una la alta ca să iasă la iveală adevărul. Pictorul preferat? Van Gogh, Floarea Soarelui. Oh, ce frumos. Deci iată, în dărătul albului, al negrului, al griului, Van Gogh și albastrul. Deci nu sunteți atât de strictă cum vreți să păreți. Dar eu nu vreau să par altfel decât sunt. Revin la ce vă spuneam la început și nu era o glumă. Sunteți în pădure, sunteți cu fița roșie părăsită până și de lup. Ce faceți? Caut mușchiul să văd unde-i nordul. Nu să stau să încep să plâng. Sau, nu știu, plâng 5 minute și după aia mă ridic și caut ieșirea. Vă e frică de Traian Băsescu? Nu. Dar de Boc? Nu. Nu, nu vă e frică de nimeni din partid? Nu. Când mergeți vreodată la ședințe, vă e frică de ce s-ar putea întâmpla după ce n-ați respectat niște reguli? Ați ieșit din disciplina de partid? Asta este altă discuție. Deci eu ies din disciplina de partid pentru că nu cred că e bună disciplina de partid întotdeauna. Dacă disciplina de partid înseamnă să nu scriu pe blog, să nu spun părerea, atunci cred că nu e bună disciplina de partid și trebuie să o schimbăm. Și tot încerc să-i lămuresc pe colegi. E adevărat că sunt subiecte pe care le discut numai în partid și pe care nu le discut în afară niciodată. Ultima oară când ați vorbit față în față cu Traian Băsescu? Cu mult timp în urmă. Dar când erați ministru justiției, vorbeați des sau? Da, vorbeam destul de des. Dar nu despre dosare, nu, ca să fie clar acest lucru. Nu, că un element pitoresc e că v-a numit ministru al justiției fără să vă fi văzut în carne și oase niciodată, ceea ce poate părea. Da, e un risc pe care și l-a luat. Cine v-a recomandat? A cui a fost ideea? Nu știu. N-ați aflat până astăzi sau nu vreți să spuneți? Nu știu. De câteva ori l-am întrebat și pe el nu mi-a răspuns. Mi-a răspuns ceva râzând. Da. Făceam parte în acea perioadă, în 2004, din Alianța pentru un Parlament Curat. Da. Lucram în Sarajevo și eram în vacanța de iarnă în România și în același timp eram președinte la Asociația pentru Drepturile Omului, Comitetul Helsinki. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca să fie luat cineva de la o organizație de acest tip și să fie dus? Nu. Argumentul pe care mi l-a spus în cursul acelei serii și care m-a convins a fost că pentru a face reforma în justiție și a face pe bune lupta anticorupție, trebuie o persoană care să fie din afara partidelor politice. Dar pe urmă n-ați rămas. Nu ne trebuie un avocat de partid. N-ați rămas în afara partidelor politice și iată-vă vicepreședinta unui partid. În 2009 am intrat în politică. Nouă. Da, deci aveți o experiență politică relativ redusă. Da. Înainte de emisiune m-am apucat să citesc așa în disperare de cauză un dicționar al înțelepciunii și am deschis la întâmplare exact la onestitate și iată ceva ce se potrivește obsesiei dumneavoastră. Un caracter onest e mai sigur decât legea. Onestitate. O lege aplicată de un mincinos sau de un corupt este compromisă. Orice instituții faci, dacă nu pui omul potrivit și corect și onest, nu mi-am dat seama cât de importantă e onestitatea. Dacă cineva când îmi spunea ești onestă, mi se părea asta e singura nu calitate pe care o am eu. Da, da, mă simțeam jignită. Jignită, da? Preferați să vi se spună altceva. Da, nu știu cât sunt de deșteaptă. Sau... Da, deci, da, onestitatea mi se părea... Apropo de onestitate... Dar este colosală. Deci oamenii onești schimbă lucrurile. Sigur, trebuie să aibă imaginație și viziune. Uitați un alt citat legat de justiție care mi-a plăcut foarte mult. E din Pascal. Justiția fără forță este neputincioasă. Forța fără justiție este tiranică. Deci trebuie puse împreună justiția și forța.
ce raport delicat și ce greu de atins. La ora asta în România, justiția vi se pare mai mult neputincioasă sau investită cu prea multă forță și făcându-și de cap, în ghilimele? Are putere totală, sunt numiți pe viață, nu le poate face nimeni nimic decât CSM-ul colegilor, care ar trebui să facă și nu fac. Asta altă discuție. Deci au toate garanțiile să dea soluții drepte, rapide, corecte, să facă justiție, să împartă dreptate. Deci forță au. Deci au nu forța. E un deficit de forță, e un deficit nu de un justiție. Deficit de forță. E un deficit de moralitate, sunt aceste rețele. Am crezut pe vremuri, acum mulți ani, că în momentul în care dai unui judecător tot ce-i trebuie ca să judece drept, salariu mare, numire pe viață și nimeni să nu-l poată sancționa din executiv, în acel moment el va deveni un înger pe pământ și va împărți dreptatea. Cu bună credință. Greșit a fost. Nu e adevărat. Nu ajunge asta. Trebuie fiecare om căruia îi dai aceste puteri, că îi dai puteri peste alții, da? Trebuie să-l verifici cine este înainte de a-i le da. Dar chiar dumneavoastră, înger, într-un interviu, recunoașteți că una dintre marile greșeli pe care le-ați făcut când ați avut, ca să zic așa, pâinea și cuțitul într-un minister, a fost că v-ați înșelat asupra unor oameni și i-ați pus în niște funcții de conducere și, pe urmă, s-a dovedit că nu meritau. Nu e atât de ușor. Funcții de conducere administrative. Da, nu e atât de ușor de hotărât cine e înger sau cine e demon. Eu să știți că am dat afară secretar de stat, am dat afară multă lume. Am încercat, eram în viteză, totul era în viteză. M-am înșelat cu privire la o persoană afară, încerc alta. Aici vorbim de sistemul de justiție, de judecători și procurori care sunt inamovibili și numiți pe viață, fără o triere. În 2004, când s-au încheiat toate capitolele de negociere, s-au încheiat cu condiții. Veți intra la 1 ianuarie 2007 în Uniunea Europeană dacă o să faceți asta, asta, asta. Problemele cele mai grave erau numite stegulețe roșii. Am avut stegulețe roșii pe corupție, spălare de bani, justiție și altele. Le-am eliminat și am intrat la timp în Uniunea Europeană. Ni se spunea, e total ineficientă, nu există la voi lupta cu înalta corupție. Și acum mi se pare că politică e foarte eficientă. Sunt convinsă că există și am pus bazele acestei lupte prin crearea Direcției Naționale Anticorupție și prin alte instituții și legi. Ați fost o profesionistă pe mica bucățică. Cu cele mai multe stegulețe roșii. Deci ați fost omul care ați aplicat niște principii. Chiar am vrut să transform justiția din România în acest sens. În ciuda tuturor dușmăniilor. Firești. Poate multe justificate. Deci nimic nu se face ușor pe lumea asta. Lumea nu e ușoară, viața nu e ușoară, oamenii nu sunt buni. Punct. De aici trebuie să pleci. Dar dumneavoastră și să sunteți te pregătești. Bună? Poate unora li se pare că sunteți rea, poate de aici ura poate unora unor li se bărbați. Pare că sunt rea. Am remarcat că vă spun Macovei, nu vă spun Monica. Deci nu mă las. Hai, te rog, semnează aici, e totul legal. Hai, fă asta, hai, fă asta, hai, angajează-l pe ăla, hai, nu știu ce. Hai, vorbește cu procurorul în dosarul ăsta. Nu, nu, nu. Aveți o inflexibilitate, cum să spun. Și țara e dusă înainte de astfel de oameni. S-au tras înapoi de unii oameni. S-au tras înapoi de ăștia care o țin din compromis în compromis, din furt în furt. Pe 2 ianuarie 2007, deci a doua zi după ce am intrat în Uniunea Europeană, Voiculescu a anunțat o moțiune de cenzură împotriva mea, spunând că n-am făcut nimic pe justiție. După ce îndepărtasem toate stegulețele și intrasem în Uniunea. Deci a doua zi și nici aveam ce să fac în ziua aia, că era zi liberă, da? Școlărița Macovei îndepărtase stegulețele. Toți la Senat și toți oamenii aia cercetați, da, de DNA. Mi-aduc aminte cum îi vedeam în sală și câtă ură. Erați pe acolo? Fețele lor. Da, m-am dus acolo și am ascultat. M-au insultat în toate felurile, m-au făcut. Și președintele Băsescu m-a sunat și îmi spunea să nu te enervezi să-ți dai demisia când ești de acolo, da? Și nu mi-am dat-o, dar nici eu nu simțeam că vreau să fac asta. Până când ne-a dat afară Tăriceanu, asta este. Dacă vă amintiți, după ce am fost noi, adică PDL-ul dat afară din guvern, la o lună de zile l-a fost suspendat prin voturile PNL. PSD, bine, dar vorba dumneavoastră de atunci a trecut o viață. Dacă lumea uită, nu o să înțeleagă ce îi se întâmplă. Deci toate sunt legate. Corespondesc pe e-mail cu români din străinătate. Sunt foarte dezamăgiți de ce se întâmplă în România și se gândesc dacă să se întoarcă, să nu se întoarcă. Și unul dintre ei mi-a scris odată, e țara lor și cu asta gata, eu nu mai vin. Țara lor înseamnă țara hoților. Și am spus, dar nu e numai țara lor, e și țara noastră. Hai să facem să fie și țara noastră. Ne facem și țara noastră sau doar ne plângem? Asta este cel mai mare pericol al democrației și al evoluției. Un popor inert care să stea și să-i se întâmple tot mai rău și să nu facă nimic.
E faimoasă scena în care dumneavoastră ați povestit în presă cum ați fost chemată de prim-ministrul Tăriceanu în birou când erați ministrul justiției și în birou l-ați găsit pe surpriză. Spuneți noastră nume, că eu nu mai am voie să spun nume. Un om de afaceri care era inculpat sau nu era inculpat. Tocmai ieșise din arest. Fusese deja în arest. Deci scena cu șobolanul fusese deja? Fusese. Se știe toată lumea că e vorba de Dinu Patriciu, care a povestit o scenă pe care, într-adevăr, auzind-o, m-am gândit că nu merită toate averile din lume să fii încătușat și să fii pus cu șobolanii în cameră. Asta a fost ca să atrag opinia publică. Și când ați intrat, ce v-a spus? Faceți o deratizare, măi Monica, ce faceți acolo că e plin de șobolani? Am înjurat în sinea mea. Când am văzut inculpatul acolo... Așa. Inculpatul, fostul inculpat, că era liber acum. E inculpat și astăzi. E trimis în judecată. Deci o persoană împotriva căreia s-a pornit acțiunea penală și trimisă în judecată cum se este. Numește și inculpat. Se numește inculpat. Dar ați intrat în birou, primul dumneavoastră ministru, cu care atunci erați încă în luna de miere. Mi-a spus despre ce e vorba în acel caz. S-a ridicat în picioare, v-a sărutat mâna, v-a spupat. Pentru scenaristul viitorului, care ar face un film, o caracatiță românească. În niciun caz nu ne-am pupat sau un... Oricum, cred că ne vedeam prima oară față în față. Pentru caracatița românească, un titlu ați avea? Păi asta e mafia, asta e definiția mafiei, peste tot oriunde ar fi. Am putea să-i spunem țara lor, cum v-au spus. Țara lor, da. Dar e și țara noastră. Mi-a spus, practic, este nevinovat, mi-a explicat niște detalii din acel caz, să-l sun pe procurorul general, să-i explic asta. Eu am spus, n-am să sun pe nimeni, n-am să sun procurorul general, procurorii să-și facă treaba mai departe. Și gata. Și cam asta s-a încheiat discuția. Și pe urmă, asta a apărut în presă la câteva luni distanță și întrebarea ar fi, de ce ați lăsat să treacă vreo 5 luni? De fapt, nici n-am avut eu inițiativa, a spus lui. A spus domnul Patriciu la un interviu la radio și apoi am fost întrebată dacă e adevărat. A spune public, asta însemna a trage un semnal către procurori. Adică există cel puțin încercarea de a se pune influența asupra voastră. Ori asta în sine nu face bine. Da? De ce nu trebuie să audă că la nivel politic se discută despre a pune presiune pe un procuror, pe un judecător, pe un polițist, într-un anumit dosar? În clipa în care s-a aflat public a fost o discuție destul de haioasă, în sensul că premierul m-a sunat o zi întreagă și îmi spunea să spun presei că am discutat altceva decât am discutat. Și am zis, nu, Sămit, o să spun exact ce am discutat. Eu am vrut ca justiția să fie independentă și procurorii să facă dosare fără să le spună nici ministru, nici nimeni altcineva ce dosare să facă. Și au făcut dosar. Dar faptul că niciunul dintre acei inculpați major, ca să zic așa, n-a primit nicio pedeapsă, asta cum îl puteți explica, dacă nu prin nevinovăție? Nu e adevărat că niciunul n-a primit o pedeapsă. Sunt destul de mulți care au primit pedepse. Doi, e adevărat că foarte mulți n-au primit pedepse, dar procurorii și-au terminat ancheta, au trimis în judecată și de aici încoace faza de proces ține de judecător. Iar în orice țară democratică, un judecător care ține un dosar mai mult de un an, la noi am ajuns până la 5 și nu judecă, ar fi dat afară din sistem. Recunosc că nu m-am așteptat la această atitudine din partea judecătorilor. Și nu sunt peste tot. În general sunt la înalta curte de casație și justiție și fine la alte instanțe din țară. Dar numai în dosare cu politicieni. Deci din fiecare partid politic vom găsi dosare la instanțe care stau cu ani. Și apropo de că am discutat domnul Patriciu mai devreme, am văzut săptămâna trecută la știri că într-unul din dosarele dânsului s-a prescris răspunderea penală. Dosarul din 2006 la Tribunalul București. Deci din 2006 suntem în 2011. Asta 5 ani la Tribunalul București nu s-a dat o soluție pe fond. Și după 5 ani se constată că pentru două infracțiuni s-a prescris fapta, răspunderea penală și doar văd la știrea asta. Pentru că avocați și foarte buni au obținut mereu amânări. Inculpatul și avocații normal că se apără și trag de timp să cer termene, cât mai multe, până se prescrie, până uită martorii, până, nu știu, mai fur din dosar documente, până mai corup judec, să trag de timp. Dar ăsta e dreptul inculpatului și avocatul asta face dacă îi cere inculpatul. Dar judecătorul e pus acolo să spună într-o zi, gata, da? De astăzi judec. Ți-am dat un termen, două, trei. E adevărat că nu sunt toți judecătorii la fel. Vedem că sunt judecători care dau mandate de arestare. Bravo lor! Vedem că sunt judecători care și condamnă. Bravo lor! Mă refer la ce nu merge în sistem. Așa sunt eu. Mă refer la ce nu merge. Uitați-vă rapoartele de evaluare ale Comisiei Europene. De două ori pe an fac rapoarte de evaluare.
critică judecătorii de la Înalta Curte, în principal pentru că se apropie termenul de prescripție și amână dosarele cu politicieni. La mână. Probabil că nu vor să le judece. Și de asta am intrat în Uniunea Europeană, ca să jucăm după reguli, după regulile lor. Da, mie mi-e teamă că o parte din politicieni au în gând ideea că am intrat să distrugem regulile, nu să jucăm după reguli. Să amețim, să-i păcălim. Într-un carnaval, europarlamentarii români, ca să zic așa, dumneavoastră în ce ați alege să vă îmbrăcați? Dacă ar exista un costum care să se numească regulă, eu în acela m-aș îmbrăca zi și noapte și pijama mea aș face din cuvântul regulă. Pentru mine, regulile asigură previzibilitatea, nu omoară imaginația, dar asigură egalitatea noastră. Și credeți că există cu adevărat în România oameni incoruptibili? Pentru că e ca la lădițele cu mere, știți? Sunt câteva mere stricate și treptat. Le strică pe toate. Și probabil fiecare măr are un preț. V-ați gândit vreodată așa în nopțile de coșmar? De la ce sumă în sus? Nu. La mine? Da. Nu. Niciodată. Am avut se spune că fiecare om are un preț. Nu m-am gândit niciodată la asta și consider că n-am un preț. Asta e ceea ce cred. Am avut nopți de coșmar, am avut nopți în care am plâns de nervi, de supărare, de frustrare și de fiecare dată dimineața am spus nu mă las și o iau de la capăt. De ce? Dacă tu crezi în ceea ce vrei să faci, cu cât e mai greu și cu cât e o poziție mai multă, cu atât crește ceva în tine. Eu asta am simțit și nu pot să nu-mi amintesc de cazul Voicu, senator, care din interceptările date cu autorizație de judecător, din care rezultă această caracatiță, această legătură, această rețea între partea politică, între politicieni, justiție și oameni de afaceri. Și mi-amintesc câteva replici, afirmații celebre, sau cel puțin pe mine m-au marcat, ale domnului senator Voicu. Era înainte de alegerile prezidențiale. Chiar dacă pierdem alegerile, rețeaua funcționează. Și n-avea dreptate? Și spunea înainte de asta, am rețea în toată țara. Dacă nu pot să obțin achitare, obțin suspendare. Extraordinar replici. Niciun scenarist, oricât s-ar fi gândit, nu, dacă am fi citit într-un scenariu, ni s-ar fi părut groase. A stat multe luni în arest, a fost eliberat. Acum unde se află? În Senatul României. În PSD votează legile României. Mi-a spus cineva că a cunoscut o cale de o viață pe judecătoarea care a fost arestată, anchetată, percheziționată acasă și mi-a spus că ar fi putut ani de zile să bage mâna în foc pentru acea judecătoare care îi se părea un om foarte cinstit. Cum ajunge un asemenea om în lumea românească de azi, scuzați-mi expresia neacademică, să pună botul? Iată că ajunge. Deci, în cazul de care vorbiți, e vorba de excursii, de bijuterii. În România însă, dacă ne uităm la obiectul șpăgilor, el este foarte mic. Știți care a fost reacția Comisiei Europene când am raportat că trebuia să raportăm primul caz cu corupție în justiție? A fost un judecător care luase echivalentul a 50 de euro. Prima lor reacție a fost corupție de sistem. Deci e îngrozitor. După ce avem 200 de euro, mai respiri, avem 10.000 de euro, zici, Doamne Dumnezeule, mai intrăm în rândul lumii. Suma mică ți arată corupție de sistem, pentru că nu iei o dată în viață 800.000 de lei vechi. E un bacșiș curent. E curent. Asta înseamnă că tu curent schimbi actul de justiție, uite așa. O dată în viață, 100 de milioane. Hai. N-ai rezistat. Sumele mici sau cadourile înseamnă des, în orice situație aproape, oricând, de la oricine. Și asta înseamnă că de fiecare dată eu denaturez actul de justiție, nu fac dreptate. Sau decizia politică pe care o ca ministru nu e corectă. Deci cu cât ești mai mare în grad și șpaga e mai mică, cu atât iei mai des și situația e mai proastă și tu denaturezi legea și decizia politică pe care o iei. Deci dacă un prim-ministru este acuzat, să zicem, de termopane, e cu atât mai grav. Dacă un judecător e acuzat de, nu știu, 50 de euro sau 3.000 de euro, e cu atât mai grav. Iar faptul că ai luat puțin la o funcție înaltă e și mai rușinos, și mai dezonorant. Dar să nu spunem un mizilic, l-a prins numai cu asta, să-l lase în pace. Greșit. Suma mică sau valoarea mică a cadoului trebuie să-ți arate că e un obicei pentru acel om să-i amită. Și e și mai rușinos și sancțiunea trebuie să fie mare, ca și la suma mare. Deci sumele mici sunt mai grave. Eu am văzut presa care spunea sumă mică, corupție mică. Nu!
Un alt subiect pe care aș vrea neapărat să-l discutăm ar fi Roșia Montană. Disciplina de partid vă permite să aveți altă părere decât cea exprimată de șeful statului? Da, poate că sunt indisciplinată, cum am fost mereu. Dar dacă am o părere care poate fi diferită de cea a colegilor de partid sau diferită de cea a șefului statului, am să mi-o spun. Eu am spus ce am spus înainte de a vedea care e părerea președintelui, apoi am auzit-o. Am continuat, îmi mențin părerea, nu mă schimb, sunt consecvent, așa fost mereu. Eu cred că acesta este un lucru bun și pentru el. Ar trebui să aprecieze consecvența mea. Un om normal și un om deștept apreciază acest lucru. Dar n-ați primit încă felicitările? N-am primit nici felicitări, nici exprimări de supărare. N-ați avut nicio reacție? Instituțiile de presă sigur că mă sună, dar ele mă sună ca să zică că e un război între mine și Băsescu, că atâta, asta e tot. O știre de genul ăsta, asta interesează, nu argumente Roșia Montană. Și s-a dus președintele la Roșia Montană și a stat de vorbă cu ambele părți. Nu și-a schimbat părerea, dar s-a dus și a stat de vorbă cu cele două părți. Aici, în cartea asta de înțelepciune, am găsit o maximă care spune că atunci când judecătorul dă verdictul foarte repede, înseamnă că a venit cu el de acasă. Problema este că încă din guvernarea PSD, apoi PDL, mi se pare că Berceanu era ministru, deci de foarte mult, de vreo 10 ani de zile se construiește la asta. Toate guvernele am văzut că au fost pentru acest proiect. Așa. Nu mă întrebați de ce. Au făcut diverși pași procedurali. Roșia Montană, de fapt, ce înseamnă? O comoară aflată în inima României, nu? Sunt de acord că nu, poate nu e bine să o ținem veșnic în pământ, ci trebuie să o folosim. Dar trebuie să găsim mijloace să o folosim, fără un risc atât de mare pentru oameni, cum este cianura. Iar o altă comoară e constituită din galeriile subterane, foarte, foarte vechi. Da, dar contraargumentul este că sunt foarte neîngrijite galeriile. Dar hai să le îngrijim. Și dovadă că au apărut chiar și istorici, gen Răzvan Teodorescu, care au semnat și... Deci Răzvan Teodorescu este cel care, fiind în guvernul PSD, a dat prima descărcare de sarcină arheologică, ca să înțeleagă lumea ce înseamnă asta, a spus liber la exploatarea cu cianuri pentru Roșia Montană. Da? Deci numit ministru cianură. Și îl vedem pe președintele Traian Băsescu apărând și spunând că acolo este cianură cât într-o ceașcă de cafea. Exact argumentul pe care l-am văzut pe post adus de unul dintre directorii de la Roșia Montană. Poate că au altfel de informații, nu știu, pe care eu nu le am. Ce informații poți să ai că desfigurezi un peisaj și rămâi cu un procent din și restul pleacă afară? De asta se dorește renegocierea contractului. Haideți să vedem ce se obține din el. Dumneavoastră știți că nu poate o renegociere să meargă de la 8% la 80%. Apropo de aceste contracte, eu cred că sunt contracte imorale din start și ilegale și pot fi desființate în instanța de judecată. O să vă spun ceva de drept. Un contract de drept civil trebuie să aibă un caracter moral, adică tu îmi vinzi o casă și eu îți dau un preț. Trebuie să fie cam pe acolo, adică nu poți să-ți dau un preț atâta pe o casă foarte mare. Deci e ceva neregulă contractul ăsta, nu e moral. Echitabil, să spunem. Eu cred că sunt contracte făcute în România, cum e și ăsta, care nu au acest caracter. Atunci ar putea ceilalți să cheme judecată, pentru că sunt convinsă că în această licență dată și contract, în fine, ce este, sunt clauze secrete în care plătești despăgubiri foarte mari dacă cumva nu faci ce scrie acolo. De asta spun că l-aș ataca în instanță. În momentele de criză economică, o țară are dreptul moral, nu numai economic, să scoată comoara, să o folosească și să miște istoria mai departe, nu? Deci, până la urmă, propoziția ruptă din context trebuie să se facă. Ok, n-ar fi nimic rău în asta. Problematică. Problema este de cum ce... Cum se face? Exact. De ce nu noi și nu suntem în stare chiar de nimic? E chiar așa ceva? Avem specialiști care nu-și găsesc slujbe. Avem tineri absolvenți de facultăți super specialiști care nu-și găsesc o slujbă. Putem face pentru noi tot beneficiul la noi și făcută altfel. Exact. Întrebarea este de ce în contul pentru acestei comori... Pentru că avem o clasă politică de tranziție care deja începând acum 10 ani de zile au făcut aceste contracte și cine suportă licențe cu acești imensul stres de Gold Corporation Roșia Montană. Imensul stres al unui popor care rămâne cu un lac mare cu cianuri cât într-o ceașcă de cafea și cu un peisaj desfigurat. Toate acum țările încearcă... Desfigurat e și acum, dar sigur, putem să-l trecem pe lista UNESCO și să-l
facem frumos, da? Și să creăm locuri de muncă. Miliardarii o să-și ia aurul, o să plece, la revedere, locurile de muncă, câte locuri de muncă o să rămână acolo în urma exploatării? Infime! Sigur, iar tot șantajul ăsta sentimental, toată propaganda asta mediatică, toate tabletele cu oameni care... La care le e foame. Copii, vreau să învăț, vreau să mănânc. Este un mod de a face reclamă, publicitate absolut dureros. Și am înțeles că sunt instituții de presă care au luat publicitate de la Roșia Montana, semnând că nu vor lua din partea adversă. Oamenii au dreptatea lor. Vieții mineri sunt uitați de toate guvernele. Nimeni nu inventează programe de muncă pentru ei. Dar să transformă asta într-un program de presă și să justifici cu asta o rană pe care ai face-o unei țări. Și faptul că, așa cum ați spus, aur se duce în mare parte în afară. Și întrebarea e de ce? De ce să faci toate astea? Dacă există bună credință și dragoste de țară, cu toate că a ajuns să sune atât de desuet, ca să nu spun de ridicol, dragoste de țară, atunci nu ai face așa ceva, nu? Eu, cu informațiile pe care le am, nu aș face. Și, până la urmă, dacă vorbim de bani și nu de valori morale, onestitate, țară, credință, cred că ne costă mai mult. Dacă se întâmplă așa ceva, și riscul e foarte mare, pe lângă neglijența umană foarte posibilă în România, și pe lângă orice alt risc mic de fisură, de mișcare în teren, riscul e foarte mare, da? Și atunci ne costă mult mai mult. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră... Că nimic nu e mai scump decât sănătatea oamenilor. Bine, sănătatea oamenilor e, adică, pe ultimul loc. Adică nu vorbim acum de mediu, așa în general, de încălzirea globală, da? Da, da, ci de ceva concret, foarte concret. Și de un pericol posibil. Pe mine nu m-ați auzit vorbind de mediu până acum. De exemplu, cei de la Roșia Montană m-au și... printr-un purtător de cuvânt al lor, în fine, o persoană de presă, invitat să-mi facă o prezentare. Spun, nu o să schimbăm părerea, dar hai să-ți facem o prezentare. Am refuzat. Nu, pentru că am văzut cum au făcut în trecute, ci l-au făcut o prezentare lui X sau lui Y, cred că oameni neutri, și apoi au dat comunicate. M-am întâlnit cu cutare și am prezentat argumentele mele. După aia creează o minciună în jurul tău, ca și cum te-a luat de partea lui. Bine, audiatul et altera pars. Ei au dreptatea lor. Fă o prezentare cu toate organizațiile de mediu și cu grupul de profesori de la ASE și cu academicieni. Adică fă bine, cu toată lumea. Bine, au apărut lumea. Peste tot oameni convinși pe traseu, cu mijloace, vă întreb, mai mult sau mai puțin ortodoxe, că științifice bănuiesc. Adică prezentarea atât de bine făcută încât îți spune și locuri de muncă și cu ceașca de cea. Îți spune lucruri de genul ăsta și te convinge dacă atâta știi. Parlamentul german, când a interzis folosirea cianurilor în minerii, a enumerat 15 accidente recente în lume, în acel an recente, în 2005. În fine, deci am cerut desecretizarea contractului, licenței, au cerut și alte ONG-uri. Probabil că sunt clauze, cum sunt și la Bechtel și cum sunt la multe alte contracte, clauze de confidențialitate, care dacă le încalci, plătești foarte, 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 foarte mult. Dar nimeni nu plătește pentru clauzele astea de confidențialitate, care, vă întreb, ce pot ele ascunde? Și vă întreb, nu e nimic retoric în întrebarea mea. Ascund neștiință, ascund neprofesionalism sau ascund corupție? Eu înțeleg să ai o clauză prin care protejezi un secret tehnic, economic, da? Dar atât, nu un contract întreg. După părerea mea, astfel de contracte total secrete, da, ascund corupție, fraudă și ascund contracte în dauna statului român. Și vă întreb... Ori dauna statului român înseamnă banii noștri. Ce e trist în toată povestea asta cu Roșia Montană? E și faptul că nu se ține cont de părerea unui om ca președintele Academiei, Ionel Haiduc, care totuși e chimist, e un om care știe despre ce vorbește. Și vă întreb... Mărmuranu mi se pare că a spus că e o zonă cu risc de seismă. Este o indiferență totală și față de viitor. Ideea că nu ne pasă că peste nu știu câți ani lăsăm cadou urmașilor plocon un peisaj desfigurat. În Canada a existat o exploatare minieră cu cianuri, e închisă astăzi, și pentru a împiedica scurgerea cianurii în apa freatică, ceea ce înseamnă alimente și mai departe animale și sănătatea oamenilor, au construit o cămașă de gheață ca să nu treacă cianura. Cred că costă peste $1 miliard pe an. Ca să ții înghețat, ca să ții înghețat pământul. În Europa mai avem astfel de mine, în Finlanda și în Suedia, unde e mult mai ușor să ții înghețat terenul ca să împiedici cianura să treacă în apa freatică. Și iarăși unde ești sigur că măsurile de siguranță se aplică ca la carte, că regula e regulă.
Eu nu sunt sigură în România că regula e regulă. Dimpotrivă, orice mică fisură, orice mic accident, orice mică neatenție umană va duce la o catastrofă. Totuși, politicienilor care se aruncă înainte și la o adică ar fi de acord să-și pună și semnături sau să agreze proiectul, nu le e frică de viitor? Până acum nu le-a fost frică, acum le e frică, dar își probabil își imaginează că o să desfințeze instituțiile de care le e frică. Poate dăm idei în seara asta. Cui să dăm? Deci să se facă, dar de noi și pentru noi și altfel decât e preconizat exact. Acum. Adică dacă poporul român face un sacrificiu, să știe de ce și pentru ce, pentru cine, pentru noi, nu? Nu pentru niște miliardari din străinătate care au băgat până acum niște bani și bagă în continuare, pentru că ei își urmează țelul. Pe care, ce ziceți? O să și-l atingă sau nu? Sper că nu, acum ce să vă spun? Nu, dar aveți darul clar viziunii sau nu? Nu cred că am darul clar viziunii, dar aveam darul clar viziunii... Ce faceați? Nu, serios. Știam măcar cu o săptămână sau cu o lună înainte, mă prindeam, înțelegeam că totul e o poveste și că nimeni nu crede în lupta corupție și că o să mă dea afară după integrare. Macovei și-a făcut datoria, Macovei putea să dispară. Nimeni nu crede în anticorupție. Politicienii de tranziție. Printre care sunteți printre cei din tâi. Vreți, nu vreți. Păi bine, sunt politicianul care a vrut să zguduie sistemul, nu singurul. Dar unul dintre cei care a vrut să scudie sistemul și a zis, mă, lupt cu corupția politică. Da. La mine nu s-au auzit acuzații de corupție, de niciun fel. Am auzit altfel de acuzații. Și trecând în revistă, rapid, scandalurile... Încă spuneau că mă caută cu ceva de vreun contract, vă ceva tot caută, dar făcut, mă căutau. Trecând în revistă, rapid, cu ceva. Scandalurile Monicăi Macovei, aș alege două. Unul este scandalul spațiului locativ al părinților, în care s-a spus că un proces pe care părinții l-au tot pierdut când erați ministrul justiției, l-au câștigat și au câștigat o nu știu ce proprietate în care au și rămas. Cum e scandalul ăsta? Părinții mei cu fosta proprietară au făcut un schimb de locuință prin anii 70. Și e vorba de 3 camere, atât. După anul 90, acea femeie ne-a informat indirect, e adevărat, nu am o dovadă, că nu dorește să revendice. Părinții mei au cumpărat. A urmat un proces, pierdut de părinții mei în fond și în apel, câștigat în recurs. Nu am avut nicio intervenție. A ieșit mare scandal, CSM-ul care mă ura, m-a verificat și a constatat că nu am avut nicio fel de intervenție în acel proces. CSM-ul de ce mă ura? Pentru că CSM-ul bloca reformele și eu aveam discuții în contradictoriu, ca să spun frumos, cu cei de la CSM. Nu vreau practică unitară, nu controlau magistrații, nu aplicau răspunderea disciplinară, nu vreau să schimbe nimic. Și procesul s-a încheiat așa, cu recursele mele câștigând, după care proprietara a făcut o revizuire pe baza faptului că o judecătoare a fost sancționată, de fapt s-a pensionat pentru încălcarea regulii distribuției aleatorii a cazurilor și la acea revizuire am pierdut. Procesul a fost cu tata, e pierdut. În acest moment în cartea funciară sunt mama cu acea doamnă fostă proprietară sau proprietară, să-i spunem. Sunt coproprietare pe un apartament de 3 camere și este un proces împotriva mamei, pe rol. Deci ei au făcut schimb, părinții dumneavoastră, cu proprietarii din vechiul proprietara, regim. Proprietara, da. Au făcut schimb în anii 70. Au făcut un schimb. De locuințe cu chirii la stat. Cu chirii la stat. Și acum acest schimb s-ar putea face înapoi? Proprietara a cumpărat între timp acea locuință pe care a dobândit-o prin schimb de la părinții mei. Pentru că acolo n-a apărut niciun proprietar? Nu era naționalizată într-un bloc. Părinții mei au propus, hai să facem schimb înapoi. Și a refuzat. De ce a refuzat? A refuzat. E orice om vrea, dacă se poate să nu o să aibă mai mult, vrea mai mult. Nu? Și le-a oferit părinților dumneavoastră o altă casă? Nu. Între timp tata a murit și am spus, deci, privința tatălui meu, procesul este pierdut. Continuăm împotriva mamei. Nu le-a oferit o altă casă. Și mama locuiește în apartament. Mama locuiește în apartament. Și cazuri similare în care, înainte de revendicare, proprietarul a făcut un schimb de locuință cu actualul proprietar, cum au fost soluționate? De asta și suntem condamnați la CEDO. Și pentru chiria și pentru proprietar, că avem o legislație contradictorie, s-a tot schimbat. Și o practică extrem de neunitară. Sunt oameni care au pierdut și care au câștigat. Deci, corect era ca foștii proprietari să-și ia casele înapoi. De la începutul anilor 90, nici chiriașii aruncați afară. Ce tristețe. Și pe scurt, este trist. Sunt vieți foarte triste. Și li s-a întâmplat atâtor bătrâni din România. Cunosc cazuri de oameni de 90 și de ani care au trebuit să-și facă băgăjelul și să-și caute o casă. Oameni singuri. Da, așa cum atunci când au venit comuniștii, au scos din casă, cu sau fără băgăjel, pe cei care își făcuseră casele. Și mama spune, după o viață întreagă de om, după 40 de ani în care eu am fost profesor, am muncit, sunt dat afară și nu am nimic. Și trebuie să mă ții tu. E ok,
o țin, sigur. Dar pentru ea este o umilință, ca și pentru multe alte mame sau mulți alți tați. Deci absolut nedreaptă această chestiune a proprietății și au dreptate și proprietarii. Au dreptate și cei scoși acum din casă, așa. Automat trebuie să primească case și nu se întâmplă asta. Uitați-vă cine se scrie la ANL la case, da? Uitați-vă să vedeți foști miniștri, miniștri parlamentari, sunt primii pe liste la ANL. În sfârșit. Și alt scandal prin care ați trecut, mai pitoresc și mai puțin trist, e scandalul, o să vă dau un citat dintr-un comentator de pe blog. Una din condițiile pe care trebuie să le îndeplinească tovarășa Macovei pentru a posta pe blog și a avea site este să nu mai consume alcool. Doamna este recidivistă în bahisme. Ce să comentez la asta? În ziua în care, în 2005, aveam de susținut în Parlament asumarea răspunderii pe legile reformei justiției, în aceeași dimineață a apărut un articol într-un ziar în care se spunea că eu cu o zi sau două sau trei înainte mă îmbătasem nu știu unde. Și atunci toți cei din sală de la PSD și-au pus embleme cu Johnny Walker, evenimentul zilei și-a trimis ziariști. Alții, eu nu-i cunosc decât cea care scrisese, pe aia au dat-o afară. Și-au făcut investigații acolo, cu chelnerii, cu nu știu, cu toată lumea, da? Cu martori. Și au concluzionat că a fost o eroare și și-au cerut scuze. Și mi-au spus apoi alți ziariști că acela este un caz școală pentru ei. Cum să nu faci? Cum să nu scrii? Calomniați, calomniați, o să rămână întotdeauna ceva. După faza asta, care era la începutul carierei mele de ministru, gradul de susținere opiniei publice a crescut nu datorită acestui lucru. Da, v-a umanizat asta. Au zis, uite, domnule, are și Monica Macovei o slăbiciune. Nu, ceea ce am făcut, ceea felul meu direct de a fi și ceea ce am făcut și ce am încercat să-l fac. Într-adevăr, și a faptului că nu mint, adică se vede când adevărat. Un om vine și te minte și când nu te minte. E adevărat. Când poți să spui, uite, asta n-am făcut pentru că n-am reușit să fac. De asta v-a numit Pleșu, luptător translucid, samurai fragil. Nu cu o samurai să-mi fac harakiri. Deși multă lume cred că ar fi fericită să le oferiți un harakiri. Voi rămâne un samurai fragil. Aveți o deviză? Deviza mea, deviza Monicăi Macovei. Nu mă las și nu vă las. Thank you.